Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. În platou se află domnul Gheorghe Fron, primarul comunei Cornulunci. Cum a fost activitatea primăriei, cum a fost relația cu contribuabilii, cu locuitorii în această perioadă? Deci noi am lucrat în această perioadă. Pentru că au fost și sacrificii din partea funcționarilor, e drept. Deci s-o lucra mult mai mult. Da. S-o lucra la ghișeu, ca să spunem, la geam, pentru că era pericol de contaminare. Am servit pe toată lumea, mai ales că era perioada când trebuia să facem adeverințele pentru toți fermierii, deci pentru subvențiile agricole. Și am convenit cu APEA, noi le-am făcut toate, le-am venit și le-au luat dumnealor. Am colaborat foarte bine cu tot, cu toată lumea, să spunem da. Așa, nu numai din comuna noastră, că la Cornuluncii aproape 100% cetățenii din comuna Mălini, Slatina și Mănăstirea Humorului au pământ la Cornuluncii. Și celelalte comune au 10, 15, 25%. Mm-hmm. Deci acolo au fost în Bucovina, deci au fost pământul Mănăstirii Humorului, deci a mănăstirii, și s-au împroprietărit după primul război și al doilea război mondial, s-au împroprietărit populația din Bucovina și în general din satul Mănăstirea Humorului, iar de la graniță încolo în regat au fost domeniile Coroanei, deci unde au fost topitorii, acolo a fost ferma de vaci, unde este acum granița, e o crâșmă, se numește. Înainte, acolo a fost armata, au fost cei care, grăniceri. Era compania a doua de grăniceri și acolo a fost întotdeauna sediu plasei Mălini. Satul Cornulunci și satul Păiseni o perioadă au aparținut de comuna Mălin. Printr-o împărțire administrativă Mălini au luat comuna înspre munte, era Vălenii comună și s-au unit cu Vălenii și Păiseni și Cornulunci, Păiseni la Sasca și Cornulunci la Băișești. Au fost împroprietărit cei din regat. Deci Slatina, da. Mănăstirea plus Cornulunci. Da. Ce am vrut legat de tot în perioada asta cu salubrizarea acum, că s-a pus punct, s-a pus cum să spun eu, foarte mare importanță asupra salubrizării, dezinfecției, dezinsecției, știu, unități școlare, unități sanitare, dispensarele. Absolut toate le-am făcut cu forțe proprii, iar noi avem echipă de salubrizare, avem 7 salariați și în afară, deci acolo unde au fost probleme, da. A venit firmă specializată de la Suceava care au colectat, să spunem, gunoaiele menajere. Mă pot mândri că serviciul nostru de salubrizare este cotat cel mai bine pe județ, deci când mergem la moara, la groapa ecologică de la moara. Vă referiți la colectarea selectivă. Da, de mai multe ori doamna comisar șef de la Garda de Mediu ne-a lăudat public pentru modul de colectare a deșeurilor selectate. Avem 3 mașini. Avem mașină care strângem deodată pe mai multe compartimente și lucrurile merg bine și suntem bucuroși pentru asta. Bun, în afară de situația de la Sasca, de la centru, au mai fost infectări în rândul locuitorilor, în rândul funcționarilor, deci, în rândul celor care au asigurat anumite servicii publice? Am mai avut persoane care au lucrat la spitale în Pălticeni sau Suceava și au mai fost cazuri tot așa, au mers
în perioada aia eu erau în spital. Da. Și au luat microb. Da. Domnule primar, acum agenda investițională a fost modificată din mers. Eu știu, foarte multe primării, cred că și primăria dumneavoastră a investit în materiale pentru prevenție și așa mai departe. Cum ați spus, ați apelat și la prieteni, amici, ca să sponsorizeze, eu știu, cu materiale Sasca, oamenii de la Sasca Mică și așa mai departe. Ca să ajungem și la investiții. V-a afectat această perioadă din acest punct de vedere financiar, ca să spun? Bineînțeles. Adică față de ceea ce v-ați propus în la construirea bugetului local. Da, deci în primul rând că nu am mai putut colecta taxele și impozitele, da, de la populație, dar și agenții economici. Noi avem 649 de agenții economici, peste 1000 de salariați în comună, și care au fost foarte afectați, da, în care chiar nici acum nu a început lucru și vă dați seama că 18% din TVA reveni comunii, da, 65% din impozitul pe salarii. Și deci avem o situație financiară acum mai grea față de ceea ce ne-am propus. Dar indiferent, noi ne-am dus la bun sfârșit ceea ce ne-am propus. Aproape toate proiectele, și avem peste 15 șantiere în comună, le-am dus la bun sfârșit. Mai ales avem o sală de sport la școala din Sasca Mare, care am făcut-o pe forțe proprii. Avem și în imagine acest, nu? Da. Și, deci, atât cât ne-a permis spațiu, nu se vede așa, acolo a fost un deal. Deci unde este acum sala de sport și terenul de sport, era un deal. Se vede că a fost, noi l-am săpat într-o iarnă, l-am consolidat ca să nu avem probleme. Aici elevii de la această școală au fost campioni pe Moldova la rugby. Și dacă ați ști dumneavoastră, făceau sportul pe albia pârâului Sasca Mare. Și am fost obligat să le fac condiții pentru că ei campioni și eu ca primar să-i lăs să fac sportul pe albia pârâului. Da, că era un imaș acolo, nu? Sau ce? Nu, chiar, chiar pe albie. Nu e niciun, în fața școlii nu e încă, că avem un proiect, ne chinuim de vreo 8 ani de zile, ca să regularizăm acest pârâu. Pârâu, da. Și cum se schimbă guvernele, se schimbă și concepțiile și n-avem noroc, dar sperăm, acum facem demersuri, să preluăm sub administrație pârâul și să rezolvăm. Da, este deci dotată cu absolut tot ce trebuie. Nu am făcut inaugurarea, că a fost această perioadă mai grea, dar cred eu cu începutul anului școlar o să inaugurăm, chemăm părintele să sfințească, că așa este frumos. Da. O să trecem la următoarea investiție, pentru că a zis de deschiderea noului an școlar. Cu examenele, cu evaluarea, sunt probleme cu deci, asigurarea? Încă nu știu să vă spun rezultatele. Nu le-am primit oficial ca să dar măsuri eu, pentru dar, protecția. Deci m-am întâlnit cu chiar astăzi, înainte de a veni la dumneavoastră, cu o profesoară și care era foarte încântată, copiii au luat note bune. Și deci în general avem copii foarte buni și școlile foarte bune, profesori buni și chiar copiii noștri au ajuns departe. Aproape în fiecare an avem câte un copil care termină câte o instituție superioară de învățământ și este primul pe instituții, ca să spunem așa. Acum un an, nu, acum 2 ani am avut șeful de promoție de la Academia Forțelor Aeriene. Și
am fost foarte încântați. Anul ăsta am primit felicitări de la liceul Ștefan cel Mare din Suceava, unde un băiat din Brăiești este foarte bine pregătit și ne-a scris acolo, scris școlii. Da. Eu felicitat pentru modul cum a fost pregătit acest elev și tot anul trecut o fată de la noi din comună care acum este eleva liceului Petru Rareș a câștigat Festivalul Național Nicolae Labiș, care este unul din, adică cred că este cel mai puternic festival și longeviv, da, corect. Da, pentru copii, da. Și asta este o mândrie pentru noi. Da. Deci din punctul ăsta de vedere, eu am dreptate că am investit foarte mult în școli. Să știți că de la școli nu primești voturi. Da, da. Dar e vorba... Iată, avem în imagine, cred că... De un respect pentru școala. Școala de la Sasca Mare, nu? Deci aici e școala Sasca Mare. Da, din față. Aici erau niște ruine acum 6-7 ani. Acum 8 ani, când am intrat primar, erau niște ruine și uitați-vă și dumneavoastră cum arată. Vă spun, în interior dotat, și mai este încă o clădire la deal. Uitați, asta este pentru clasele 5-8. Mai avem acum, am achiziționat o centrală termică modernă și mai avem un pic de amenajat în zona respectivă și de așezat mobilierul prin clase și școala Sasca Mare este modernizată. Am început acum la Dumbrava și avem și școala și o grădiniță nouă. Am mai depus acum încă două proiecte pe Băișești și Brăiești și am mai rămas cu școala de la Păiseni, care aia trebuie să o dărâm și să o fac din nou. Ridicată din temelii. Da, da, da. Deci... Acum, din curiozitate, până ajungem la următoarea investiție, foarte apropiat de școală, dar când se vorbește despre Cornulunce, se vorbește parcă sunt, nu știu, sunt oarecum apropiat de haina militară și de haina militară. Da, deci noi suntem... Aveți eroi, iată, aveți și... oameni buni, pregătiți, care accesează academii militare. Da, deci... E un filon acolo. Da, deci în comuna Cornulunci, nu întâmplător, avem doi eroi. De fapt, avem 345 de eroi. Dacă... Dar cei doi eroi de la Revoluție, eroul martir Puiu Constantin Mihailovici și eroul poet Ioan Grosaru de la Păiseni, care a scris cea mai lungă poezie din istoria literaturii române, Vulturul, este de două ori cât Luceafărul lui Eminescu. Și până a venit eu primar, erau niște monumente așa încropite, fără mult gust și fără fastul necesar, da, ca să spunem sau așa. Greutatea. Da, și am avut marele noroc, eu sunt mare fan al Basarabiei și merg foarte des, sunt înfrățit cu mulți primari din Moldova, de peste Prut. Și acolo am văzut monumente făcute din piatră naturală și față de cât mi-a cerut mie un constructor pentru un monument aici în România, de acolo m-au ajuns 10%. 10%? 10%. Și așa avem două monumente. Că, cu tot cu transport sau fără? Că depinde. Da, 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 cu tot cu transport montat. Așa m-au ajuns 10%. Mm. Deci monumentele sunt de 7 metri și jumătate și cântăresc 15 tone. Și la Păiseni acolo e ca un amfiteatru. Am pus noi scaune cu tricolor. Plus... copiii de acolo au fost aproape toate televiziunile și la toți le-au plăcut, dar foarte mulți
musafir de la București, din Timișoara, de la Iași, din toate orașele. Și cu adevărat, acolo este o școală, ca să spunem așa, de patriotism. Chiar am fost invitați anul ăsta și din cauza la pandemie n-am mai ajuns la Timișoara, am fost invitați un autobuz, deci copiii cu profesorii, să le arătăm și la Timișoara cum comemorăm noi eroi. Avem și un festival de poezie închinat eroului și avem 2 generali și 45 de colonei care sunt cetățeni de onoare ai Comunei Cornulunce și este o mândrie pentru noi. Și de aici spun eu că nu întâmplător avem atâția eroi, pentru că este un respect pentru armată și copiii crescuți cu patriotism. Și vedeți, există o legendă a satului Păiseni, o știe fiecare, că la lupta de la Războiene a lui Ștefan cel Mare, deci el inițial a fost înfrânt și s-a retras în munți și s-a dus la un călugăr, se numea Paisie, și era exact unde-i Păiseniu acum. Și care i-a spus, sună din nou din Goarnăș, din Bucium, și o să vină alți oșteni și tu ai să câștigi. Și așa s-a întâmplat. Da. Interesant. O să continuăm cu materialul video. E vorba de Casa de Apă Sasca Mare. Am înțeles la colegii mei, Robert Holman și Gheorghe Boțârcă, care au fost pe teren și ne-au adus aceste imagini cu care ilustrăm acest dialog. Am înțeles de la colegul meu, Robert Holman, că este o investiție foarte importantă pentru oameni. Da, acolo avem 3 sate pe munte și sunt zone unde n-au avut apă niciodată. Și am făcut puțuri în zona de captare de pe lunca râului Moldova. Marele orașe din Moldova au apă de la Moldova, deci de la râul Moldova, și deci este apa cea mai bună. Și Suceava, și Iașu, și multe orașe au apa din zona freatică a râului Moldova. Și am urcat-o pe cea mai înaltă culme, pe dealul Șincii, și de acolo avem 400 de tone de apă în bazin și prin cădere merge gratis în toate cele 3 sate. Până cât în toamnă, a costat investiția? Auziți, am și eu, nu rețin numele și dacă mă întrebați la câte proiecte avem, dacă mă întrebați banii, nu știu să vă spun pe de rost, dacă îmi luam cu am mine... Am înțeles. Cu fonduri proprii? Sau? Cred că 100 și ceva, cred că 110 miliarde de lei vechi, cred. Da. Da, e pe PNDL 2. 2, așa. Da. Da, este o lucrare foarte avansată. Noi până în toamnă sperăm să o inaugurăm și este o bucurie ca să avem, lucrăm și mai avem încă un proiect, tot aducțiune, apă și canalizare pe 4 sate, un proiect care merge o leacă mai greu. E terenul din Brăiești, cândva, pe acolo o curs Moldova. Deci prima capitală a Moldovei, Baia, era pe malul drept a râului Moldova, cu pe malul stâng. Și, de exemplu, într-o săptămână am mers 6 metri. Atât am putut să săpăm. Deci pământul este nisipos. Pământul, deci imediat să sfărâmă și pic jos și este foarte periculos de lucrat, să lucrează sub protecție. Parapeți. Foarte greu, foarte greu, plus zona, ca să spunem, de la asfalt și până la gard este foarte mică. Sunt niște lucruri care, adică, ne dau
mari probleme de cap, dar o să reușim să ducem proiectul la bun sfârșit. Da, aș dori să prezentăm și lucrările legate de modernizarea drumurilor, dar propun să fie în ultima parte ca să nu întrerupem firul. Da? Mai luăm, doamnelor și domnilor, o pauză de publicitate. Revenim imediat.